Hai să vorbim un pic și despre sport, dar de data asta chiar cu un om care se pricepe, Daniel, nu? Bună dimineața, Edi. Dimineața, tu faci o emisiune care... Nu, prin comparație cu noi. Vă apropiați ușor, ușor, să știți, vă apropiați. E nevoie doar de timp. Te rog. Uite ce nu mai zic nimic, hai să vorbim despre... Hai. Mie mi s-a părut foarte tare știrea astăzi despre arbitrul nostru, despre... Noi am mai discutat despre chestia exact. Asta. Au tot, hai să decidem ceva, hai să nu decidem ceva, au tot fost un du-te vino acolo. A, și la momentul respectiv spuneam un lucru, că mai există o comisie de control etică și disciplină, dar fără să fie repercursiuni mai grave, să spun, decât au fost date inițial de către cei de la UEFA. Și am văzut aseară atât Sebi Colțescu cât și Sebastian Șovre, unul dintre asistenții lui Ovidiu Hațegan, au primit mai degrabă o mustrare, să spun așa. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu s-a vorbit de rasism încă o dată, s-a vorbit de o etică morală, dacă mă lăsați. Obligația de a se comporta într-o manieră adecvată a fost încălcată. Da, nu? Și mie mi s-a părut un lucru interesant și este pentru prima dată, nu știu dacă cei de la UEFA obișnuiesc astfel de lucruri, atât Sebi cât și Sebastian vor participa până la 30 iunie în acest an la un program de etică, de comportament. Știi cum e? Muncă în folosul comunității. Cam așa seamănă. Genul ăsta, adică să nu mai faci sau o școală de corecție, dacă vreți, știi? Da, numele pentru arbitri. Mai pot ieși pe teren să arbitreze nu, în Liga Sebi, 1, sau... Sebi, din păcate, asta este problema legată de Sebi. Nu a fost acuzat de rasism, dar și în aceste condiții el a fost oprit de la delegări pentru acest sezon. Și era interesant pentru că el, ne repetăm, el nu mai este pe lista UEFA, deci nu mai avea... Nici o grijă din punctul ăsta de vedere. Sau doar la nivel european? Nu, este și în Liga 1. Și în Liga 1, și în Liga 2, și în, nu știu, în Cupa României, orice competiție. Păi, și atunci s-a încheiat? Nu, până la finalul sezonului. Aha. Sau până face cursul de reeducare. Ăla îl face oricum la 30 iunie și este după finalul sezonului competițional și din următorul sezon va avea dreptul să arbitreze din nou. Ok, am înțeles. Da, este... Din păcate pentru el nu este cea mai fericită veste, dar nici cea mai tristă. Adică, ok, își continuă cariera, pentru că în astfel de situații, dacă te acuză de rasism, te gândești că lucrurile merg mult mai departe. Dar pentru că nu a fost acuzat de rasism, rămâne, nu mai vreau să vorbesc de Dembaba, Pierre Webo, și că pentru mine au fost, nu știu, niște nătărăi între ghilimele, dacă mă lăsați să folosesc cuvântul ăsta, s-a exagerat foarte mult. Există și cei de la UEFA, toate competițiile europene fac acest apel, no racism, adică haide să fim prieteni între noi, dar parcă a fost prea mergem mult. Mergem în Scoția? Mergem. Sau mergem la Comitetul Olimpic Român? Unde vrei, mergem și acolo și acolo. Mergem și acolo și acolo. Da, hai în Scoția. Hai în Scoția. Da, nu, parcă e mai interesant, hai nu? Hai să mergem în Scoția. A devenit Glasgow Rangers din nou... 10 ani. 10 ani de la ultimul titlu câștigat. A fost așa, un Celtic for all the years, știi? Au luat tot timpul titlul în Scoția și fără emoții. Iată că acum cu Steven Gerrard și mai mult de atât, spre bucuria noastră cu Yannis Hagi, reușesc acest lucru. În weekend... Cei de la Rangers s-au impus în etapa de campionat, iar cei de la Celtic au făcut doar un rezultat de egalitate și... Tu vorbești acum de partea frumoasă, că poți să vorbești de partea mai puțin frumoasă. Se referă la suporterii care... Da, de ce strigi momentul? Pentru că trebuie precizat și asta. Vezi? De ce trebuie să facem o știre dintr-o știre mai frumoasă? Bun, dar e un comportament normal? Nu este un comportament normal. Nu este un comportament normal. Adică oamenii normal. Se comportă într-un fel acolo pe terenii, fac anumite lucruri și nu înțeleg, niciodată n-am înțeles de ce suporterii pe lângă trebuie să aibă tipul ăsta de comportament. Spiritul britanic rămâne. Da, exemplul este Anglia, Premier League și nu doar Premier League. Scoția nu e departe de Anglia. Băieții, acum nu știu cum e cu ei, cu regulile, cu ora, până la ora la care ai voie să stai în puburile lor, dacă ai voie să bei mai mult sau mai puțin. Ideea este că toată această sărbătoare a avut și o parte mai puțin plăcută în ceea ce înseamnă suporteri. Mai puțin și intri în emisiune. Da? Look for life. Ce vedem astăzi? Răzvan Raț. Hai că pe Răzvan Raț știu. Răzvan Raț va fi prezent la emisiunea noastră. Multe povești, o să vorbim de Mircea Lucescu, o să vorbim de perioada petrecută la Shakhtar. De Ferrari mai vorbiți? Mai are Ferrari? Mai are. E pasionat de mașini în continuare și Răzvan stă la doi pași aici, de-aia i-am și dat mesaj să nu întârzie. Deci nu vine cu Ferrari. Nu știu. Hai că terminăm jurnalul și ne uităm exact. Eu aștept să începă Formula 1 și atunci o să-l prind, că dacă e tot în zona asta, na. S-ar putea și sperăm că soțul tot vorbește că vom avea și noi Formula 1 într-o zi în România. Mulțumim. Vă mulțumesc, o zi frumoasă. Mulțumim frumos.